Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre problemele cu care se confruntă polițiștii, dacă se confruntă, despre ultimele cazuri care au atras atenția mass media în ultimele zile, le știți foarte bine, nu intru în detalii acum, dar și despre ce se întâmplă pe plan organizatoric în județul Constanța. Invitatul nostru de astăzi este chiar președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, domnul Dumitru Coarnă. Bună seara! Bună seara! Și al personalului contractual. Și al personalului contractual. Sunt colegii noștri și împreună făurim acest mare sindicat și încercăm să construim, dacă vreți, o abordare corectă cu privire la drepturile pe care de multe ori angajatorii le încalcă. Drepturi despre care am discutat cu al doilea invitat al zilei, domnul Vasile Zărca, liderul din Constanța. Am discutat mulțumim mai multe rânduri. Noi vă mulțumim că sunteți aici. Sunteți într-un tur de forță așa pe, în Constanța. Ce vânt vă aduce pe aici, domnule? Avem mâine o adunare generală la Garda de Coastă Constanța de alegeri și sigur în acest context am discutat cu domnul președinte Zărca. Și am stabilit de comun acord că este necesară și o, dacă vreți, o deplasare în teritoriu către membrii pentru a culege direct de la sursă acele probleme cu care ne confruntăm, pentru a încerca la nivel central la București să transpunem în practică, în reglementare și aplicare, acele drepturi care ne sunt încălcate din aplicare sau acele drepturi care trebuie născute, izvorâte dintr-o reglementare. Și sigur am avut chiar un tur de forță, am condus cred că 500 de km, sunt foarte obosit, dar cu drag am venit la dumneavoastră. Și am avut întâlniri chiar bune, chiar foarte bune, chiar mă felicit, am găsit oameni minunați, oameni care cu toate greutățile cu care se confruntă polițiștii noștri. Da, mediul rural unde probabil sunt greutățile sigur, sunt și mai mari și sigur, mai complexe. Sigur, dar oameni deschiși, oameni care au purtat un dialog din ăsta constructiv și care cu decență și-au transmis, dacă vreți, tot ceea ce îi interesa și tot ceea ce și elementele cu care se confruntă ei cu privire la dotare, cu privire la modalitatea de intervenție, cu privire la, știu, relația cu parchetul și așa mai departe. Am discutat o multitudine de probleme. Le discutați sau le mai și rezolvați? Că dacă da, le discutați... Nu, eu acum vin să culeg. După care selectăm... Exact. Am înțeles. Cum întâmpină oamenii din teritoriul, domnule Zărca, pe președintele sindicatului? Care e relația? O relație foarte bună și foarte corectă, în sensul că omul apreciază atunci când cineva de la București, de la nivel central, vine în teritoriu, chiar dacă și noi de la nivel teritorial culegem datele și le transmitem, este altceva, știți cum este întotdeauna, când vine cel de la centru, care este și cel mai vocal și cel mai bun de sindical, nu-l laud, dar ăsta e adevărul, la nivel național, este altceva când stai de vorbă față în față cu Dumitru Coarnă și îți și explică anumite lucruri, te lămurești cu anumite aspecte în ceea ce privește salarizarea, pensia, ce avem de gând pe viitor, pregătim și mișcări sindicale, bineînțeles, dacă nu se vor îndeplini niște doleanțe. Este foarte binevenită vizita aceasta în teritoriu. O vizită care vine, n-aș vrea să vorbesc despre problemele care se confruntă polițiștii înainte de a discuta subiectul zilei. O vizită care vine într-un context așa destul de ciudat și destul de trist pentru poliție. Nu, un polițist acuzat de pedofilie în lift în București. Este un complex care practic ne-a îngenunchiat. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu am fost un pic mai blând. Nu. Eu sincer simt această apăsare și simt această presiune publică și dacă vreți îmi cer scuze public pentru fapta acestui polițist. Până la urmă e al nostru, ne-l asumam, dar credeți-mă că... Deși mă scuzați, eu aici vreau să tragem o linie. Nu, trebuie între... să discutăm. O pădure fără trebuie uscături să discutăm există, problema. Da, nu ca... Dacă nu ne tratăm, nu rezolvăm. Din cauza asta da. Și aduc în discuție subiectul. Sigur că, nu ne ascundem. Sigur că vorbeam cu colegii, cu câțiva de la Brigada de Poliție Rutieră și spunea domnul Coarnă, simțim o apăsare fantastică, avem tot timpul tendința de a ține capul în jos. Mă băieți, capul sus. Nu voi ați violat, nu voi sau nu noi. Noi 99,99% oameni serioși, oameni care venim către probleme cetățenilor, oameni care încercăm să asigurăm un climat de siguranță și ordine publică, trebuie să ținem capul sus. Sigur că e un moment greu, sigur că infracțiuni de acest tip. Cel puțin eu sunt în poliția asta din 1987. Credeți, am avut polițiști violatori, tâlhari, știu, au fost cazuri. S-au îmbătat, accidente și mai departe. Dar agresiuni sexuale la copii, eu nu mi-amintesc. Eu, unul, deci polițist... Deci din 87 stăți în sistemul prima dată. Eu nu mi-amintesc ca un polițist incredibil. Să fie cercetat și ulterior condamnat pentru agresiuni sexuale, viol, agresiune sexuală sub orice formă asupra copiilor. Nu. De necrezut. Deci, da. Nu numai că e polițist, haideți oricine ar fi. Eu știam de undeva de duminică seară și m-am rugat o noapte să nu fie adevărat, să nu fie polițist. Aveți informații, da?
avem, că trebuie să avem un informat este puternic. Știam câtă energie și cât efort au depus colegii de la Poliția Capitale, credeți-mă, n-au dormit. Au cules informații, au verificat acele imagini. Sigur că informația a venit tot de la poliție, trebuie să remarcăm faptul că informația vine tot de la poliție, de la Brigada de Poliție Rutieră apare informația. Atunci s-a dispus o monitorizare a suspectului principal, iar luni dimineața a fost adus la audier, după care s-a aprobat activitatea infracțională în dosarul din 2018. Ulterior s-a mai aprobat încă un dosar penal, cel din 2009, cu o fetiță la momentul respectiv de 14 ani și, din câte am înțeles eu, mai e probat încă un dosar cu o fetiță de 7 ani din 2012, cu tremurător. Da, cu tremurător. Vă vedeți ce se întâmplă. Da, este arestat preventiv, este arestat preventiv. Mă rog ca acest om să fie condamnat la maximă de pedeapsă, credeți-mă. Nu e bine ceea ce spun. Nu e corect ceea ce spun. Dar cât prevede legea, atât să primească. Nu se poate așa ceva. Pentru că nu putem să ne batem în joc de copiii noștri. Toți avem copii, suntem părinți și numai în sufletul și în cum să vă spun eu, în persoana celor părinți sau celor copilași. Gândiți-vă că e o vârstă care are, dacă vreți, repercursiuni majore pentru viitor în plan psihologic. Dezvoltarea lor va trebui foarte bine verificată, monitorizată de specialiști. Aș vrea să vă întreb ceva, ca să mă ocolim subiectul. Mă rog. Se fac teste psihologice, tot felul de teste. Da, fac. Când ești în poliție, când intri de aici pe parcursul stradal, cum trece un astfel de om testele? Mi s-a pus să nu repetat această întrebare. Să știți că aceste baterii de teste psihologice, testarea personalității, testarea inteligenței, nu relevă, dacă vreți, în mod evident, o anumită, tensiune, o anumită... Aplecare spre... Probleme psihice. O atitudine de acest tip din punct de vedere sexual. Nu. Aceste testări niciodată, și nu doar la noi, așa sunt construitele, pentru că este un subiectivism foarte mare. Nu vorbim, sigur, de o expertiză privind de viteza de deplasare sau o expertiză unde avem o formulă de calcul și ne-a dat un rezultat. Aici este un subiectivism fantastic de mare și sigur că e foarte greu să poți să ajungi la un rezultat din care să spună domnule Coarnă are inclinații de la respectivă. Nu se poate. Aceste lucruri se realizează doar din sau și cu ajutorul unor informații din cercul lui de relaționare, familie, societate, serviciu și așa mai departe. Sau, bineînțeles, idealul ar fi, era o abordare directă a lui, să înțeleagă că are o problemă, să meargă la un medic psihiatru să se trateze. Aici e vorba despre educație. Înțelegeți? Ținându-o ascunsă, uitați-vă unde s-a ajuns. Dar din păcate, avem un polițist care a comis infracțiuni de mare, cum să vă spun, impact mediatic și infracțiuni de mare pericol. Din păcate, acest om nu a fost îndepărtat. Eu zic că la un moment dat existau elemente să fie îndepărtat. Cel puțin suspiciuni trebuie să fie existat între colegi. Și vă spun între, și unde cred eu că au fost acele suspiciuni. Este un dosar penal undeva în 2016, o faptă comisă de această dată cu o parte vătămată majoră, o femeie, o doamnă, o domnișoară în vârstă de 32 de ani, pe care o acostează, o abordează într-o scară de bloc. O tentativă la viol, în sfârșit. Acolo iese prietenul, iubitul, soțul. Are loc un schimb de replici, un conflict. Vine poliția, secția 18, îl recuperează, îl audiază. Se întocmește un dosar penal. Dosar penal care este pe rol. Dosar acum, penal înțeleg. Care a stat pe la parchet, nu știu de ce, mult timp. Acum am înțeles că este declinat de la secția 18, de la parchetul de pe lângă judecătoria sector 5 București către Brigada de Poliție Rutieră și în momentul de față este preluat de către Poliția Capitalei Serviciul Omorului. Eu cred că este necesară o verificare din punct de vedere judiciar, un inspector judiciar din cadrul CSM, în opinia mea, ar trebui să verifice de ce acest dosar a trenat atât de mult la parchet. Nu vreau să emit niciun fel de suspiciune. Da, nu comentăm, dar trebuie verificat, dar, cu siguranță. Dar, da. Dar eu nu elimin din abordare, din gândirea mea și o, știu eu, posibilă intervenție, o posibilă, știu eu, protecție
pe care ar fi avut-o acest pe care ar fi avut-o de undeva. Din partea colegilor, explică. În opinia mea, nu, vorbim de parchet, colegii. Partea parchetului. Colegii. Nu contează unde. Acum eu nu vreau să mut, atenție mare, nu vreau să spun că e vorba de poliție sau parchet. Dosarul penal... Nici nu contează cine. Nici nu mai contează cine. Nici nu mai contează cine. De ce e indrept? Dosarul penal se instrumentează de polițiști de regulă sub supravegherea parchetului. Dosarul a stat la parchet cu o soluție propusă de la poliție. Bună rea, parchetul putea să o confirme sau să o infirme sau să-l pună pe acel polițist să-i traseze sarcini și spună, măi, domnul Coarnă, tu mai faci asta, mi-au odiesc prea terminată. Ok. Nu vreau să duc către parchet sau să către poliție. Nu. Da. Dar sunt cele două instituții care lucrau. În opinia mea există o problemă. În opinia mea există o problemă acolo. Această problemă, ca să o identificăm, trebuie să o verificăm. Și cine ar fi competent acolo, ar fi, din punct de vedere, dacă vreți, zona parchet, zona de urmărire penală, CSM, prin inspecția judiciară. Sigur că și la noi, în paralel, sunt convins că domnul Despescu a dispus aceste verificări. Vor fi efectuate pe linia inspecției interne, la nivelul nostru, când ne permite legea, verificări cu privire la aceste cercetări, care, eu zic, spun că au fost defectuoase. Nu spun că sunt infracționale, spun că sunt defectuoase. Și atât. Am înțeles. Domnul Despescu, fostul șef al Poliției Constanța, care se cere capul acum pentru această chestiune. O, discutăm politic aici, că mi se pare că s-a și politizat un pic cazul acesta, să știți. Ministrul care cere demisia unui secretar de stat, unui nu mai înțelege politicienii nimic stau la, Constanța. Nu, politicienii de regulă stau la cotitură și așteaptă un pas greșit. Și domnule, în momentul în care s-a întâmplat ceva, au sărit să-și... Ce? Rezolve scopul politic. Ori acum ei încearcă, doamna Carmen Dan, care ei recomand să facă 15 pași în spate, să ne părăsească, să ne lase că nu ne merită, fără niciun fel de verificare sumară. Dom'le, orice regulă de bun simț dispune niște controle. Are un corp de control al ministrului de interne, Dumnezeule. Oameni profesioniști că-i cunosc. Nu a trimis unul să verifice. Dom'le, ce a greșit, n-a greșit, cum stau lucrurile? Nu. A ieșit și a repetat niște lucruri pe care le-a discutat cu Liviu Dragnea, zic eu, pentru că am văzut o declarație a lui Liviu Dragnea cu zi înainte, așa prezum eu, că Dragnea într-o declarație publică țintea sus și doamna Dragnea a venit și doamna Carmen Dan, n-a fost cu intenție foarte obosit, a venit și a comunicat același lucru. Vedeți că doamna Carmen Dan a mai spus un lucru cutremurător, că sunt niște vorbi de testări psihologice nelicențiate. Păi Dumnezeule, ministrul de interne, după un an de zile... Dacă spune lucrul ăsta, ar trebui, o spun eu, să știa cumva, nu știu, să răspundă cumva. Nu, trebuie să plece. Da, acest corp de profesioniști care se numesc psihologi sunt o subordină a doamnei Carmen, dar nu a lui Despescu. Da. Înțelegeți? Păi tu vii și spui într-un context că sunt baterii de testări psihologice nelicențiate, păi atunci ce să spun eu candidat care am fost respins? Ce pot să fac eu? Poți să te adresezi instanței, să te folosești de această declarație ce, și de, nu? Apară altă problemă. Da, da, da. E responsabilă declarația doamnei Carmen Dan? Nu știu, o comentez eu, să o comenteze telespectatorii. Nu, e o întrebare retorică. Evident, da. Cum vi se pare, domnule Zelca, am vorbit noi puțin înainte de emisiune, acest caz care este cutremurător. N-am avut în Constanța, din fericire, astfel de probleme. Noi sperăm, în primul rând, să fie unicul caz din poliție. În primul rând... este cutremurător, e cutremurător fapta în sine. Nu și mai ne gândim acum că e polițist, că e civil, că mai știu, este din altă categorie socio-personală. Însă avem și o circunstanță foarte agravantă în faptul că autorul este și polițist ca profesie. El nu s-a dus în interesul serviciu acolo să păcălească acei copii, să se ducă în lift cu ei, era civil, dar totuși el este și polițist, iar lumea pe bună dreptate a avut această reacție și s-a creat un fond emoțional foarte puternic, având în vedere că el lucrează în Poliția Română și este regretabil și eu, ca și domnul președinte, îmi cer scuze și sperăm să nu se mai repete. Noi nu am vrea să se mai repete deloc acest tip de fapte. Evident, nu numai poliție, ci în general. În general. Din păcate, pedofilii și cei cu aceste inclinații sexuale, părerea mea este că e o boală psihică la mijloc, sunt foarte greu de depistat. Ei sunt depistați în mare majoritate după ce comit aceste fapte, pentru că ei se ascund foarte bine și în familie și în cercul de prieteni. Adică, vă dați seama, un astfel de infractor nu cred că stă la șuetă cu dumneavoastră și spune, băi, aseară mă uitam și eu după un copilaș, ce frumos era. Nu o să zic niciodată lucrul ăsta. El, din contră, o să caute să aibă un comportament cât mai obișnuit,
în mod fals o să facă apreciere la adresa unor femei majore, bineînțeles, tocmai pentru a-și induce cercul de prieteni în eroare, pentru a ascunde aceste... Faptele acestui om s-au reflectat sau se vor reflecta în activitatea dumneavoastră și a colegilor de zi cu zi? O să fie un efect de recul foarte puternic. Mulți colegi m-au sunat zilele acestea. Da, ce ne facem, ce ne facem? Da. Mesajul nostru a fost foarte clar. Mergem înainte, capul sus. Noi suntem cei care am comis această faptă. Într-adevăr, face parte din poliție, trebuie pedepsit exemplar orice astfel de faptă, nu neapărat că este polițist sau mai știu alte categorie, dar cu atât mai rău este că face parte din breasla noastră și noi aplicăm legea. Totuși e o problemă foarte mare. Într-adevăr, suntem într-un moment de cumpănă și sperăm să-l depășim, dar trebuie să mergem înainte și știți, e o vorbă, e defetist doctorul care pune diagnosticul corect, nu este. Noi trebuie să avem puterea să mergem înainte, să reglementăm și să corectăm ceea ce este de corectat și sperăm ca pe viitor să nu mai avem astfel de colegi, nu neapărat din această categorie infracțională, și în general să nu avem probleme, dar mă repet, în primul rând, odioasă este fapta în sine, indiferent cine o comite. Adică nu trebuie să ne lamentăm, aoleu, e polițist. Nu, a comis fapta în primul rând. Aici e marea problemă. Doi copii care, nu neapărat ei, și ceilalți care au pățit ce au pățit, care vor avea un viitor destul de greu de modelat în contextul celor întâmplate. Da, urmărim și noi cazul, sperăm că legea își va spune cuvântul și că cei vinovați vor fi pedepsiți. Care sunt problemele cu care o să mergeți vineri, cred că plecați, la București, domnule președinte? Problemele sunt multiple. Multe? Sigur că... Haideți că privind de afară așa apare destule. Polițiștii au salarii mari, ies la pensie repede. Sunt câteva foarte simple și una fundamentală. Care sunt? Sunt finanțarea. Este problema fundamentală cu care ne confundăm nu de astăzi, de ieri de mult. Asta e și problema a noastră sau numai dumneavoastră? Societății în general și a poliției în mod special. Ce înseamnă subfinanțare? Păi subfinanțare înseamnă că funcționăm, dacă vreți, pe limite de avarii în ceea ce privește siguranța publică, de la logistică până la personal, dotare și așa mai departe. Mașini, de exemplu, în mediul rural este scăpat de sub control. Vă dau un exemplu, primele autoturisme achiziționate în mediul rural au fost în 2016, sunt uzate atât fiind și 2006, scuze, sunt foarte obosit. M-am și mirat de zile. 2006, v-am spus oboseala, dar... Da, oboseala, dar sunt 12 ani, ele sunt uzate, fizic, ele trebuiau casate. 12 ani? Cam câți kilometri are o sfârșit? Păi avem, una dintre ele avea 300 ceva de mii astăzi, la care m-am uitat eu la Gigi. Ah, chiar în Constanța, la Gigi, 300 ceva de mii? M-am uitat, 300 ceva. Nu face reclamă, dar și Logan. Logan, la 23 august, nu mai știu. 300 peste 300 de mii. Da, peste 300 de mii de kilometri. Da, nu știu, poate că dacă are revizii la timp, e o mașină care poți circula sigur în siguranță. Sigur că da, până la 1 milion de kilometri. Adică când o faci într-o tinetă, mergem în epoca de piatră și nu-i problemă. Am înțeles. Nu, e vorba de siguranță. E vorba nu doar de siguranța noastră, de siguranța participanților la trafic. Păi, siguranță și încredere. Dacă nu am o mașină care îmi conferă mie siguranță, trebuie să confer siguranță și participanților la trafic. Eu merg în trafic și vă sancționez contravențional pe dumneavoastră. Când n-aveți. Ori noi n-avem nimic. De multe ori au ieșit și avem un caz de polițiști de la transporturi și tot la Constanța a fost o poveste cu o mașină care le-au repartizat-o fiind la casare. Mi-am amintit și au murit. În accident rutier. O mașină care trebuie să fie casată, da? Păi era casată și l-a repartizat-o lor și au avut bani doar, știți cum e, doar pentru cauciucuri de iarnă, doar pentru 2 din 4, s-a dus pe contrasens. E vorba de băieții 2015, de la... 2015, TN Hârșova. Da? Și s-au dus pe contrasens, pe zăpadă, într-un autobuz și au murit. Un șef de post și un ajutor și de la... Da. Și sigur că cei îndrept au spus că vinovăția le aparține, adică niciun fel de treabă. Eu am recomandat astăzi... Ai cazul de la Hârșova, în care unul dintre familia, unul dintre cei decedat, da. Cred că se chinuie și acum să obțină asigurare. Da, am fost și eu în instanță, am fost martor, niște... pentru că inspectoratul... S-a spus atunci, mă scuzați, ca să știe de respectatorii, că omul nu era în timpul serviciului, deși fusese chemat. Păi e procedură standard, noi lucrăm suplimentar de nevine rău, dar în momentul în care se ivește o problemă, zice, nu te-am chemat eu, știți? Asta se numește lașitate, ipocrizie sau...
oameni care n-au caracter. Se întâmplă ceva, vedem noi ce facem după adică aia. Dacă dăm așa la curs. Nu se poate așa, pentru că noi am militat, apropo de aceste drepturi ale noastre, SNPPC, de exemplu, mi-amintesc că, așa cu mare plăcere, unul din primele noastre meeting-uri a fost undeva în 2008. 8, da. Sincer vă spun, toată noaptea m-am gândit cum o să fim priviți de societatea civilă. Ne fluieră, ne aplaudă, ne... nu știu ce, ne... Că aveam și un traseu, blocam un pic circulația în București, spre bucuria mea... În anul 2008, da? 2008, da? Spre bucuria mea am fost întâmpinați cu o deschidere totală. Era ministrul de interne David, mi-amintesc, și am avut privilegiul la acel moment să particip și eu la negocieri. Și una din primele realizări a fost... emiterea unei hotărâri de guvern și unor de ministru care să dezdăuneze polițiștii sau bunurile acestea avariate sau, Doamne ferește, polițistul decedat în legătură cu serviciu. Ce deci, înseamnă să dezdăuneze? Înseamnă să te despăgubească. Înseamnă dacă mie mi s-a dat foc la mașină, se face proba că mașina mea personală a fost incendiată într-o legătură cu o speță, un dosar penal pe care l-am instrumentat sau casa mi-a fost incendiată sau... Am fost rănit, am fost... Da. Când vorbim de rănire, e vorba de invaliditate gradul 3, 2, 1, se despăgubește cu 6, 7, 8 mii de euro. Dacă vorbim de deces, Doamne ferește, 20 de mii de euro primește familia și sigur mai avem un ordin de ministru 35, la fel în legătură cu serviciu, soția, ori membrii familiei, copiii pot fi încadrați în instituțiile noastre de învățământ sau în poliție, fără concurs sau examen, pe funcții raportate la studii. Da. Deci sunt lucruri pe care le-am făcut noi, SNPPC, cu care eu mă mândresc. Pentru că aceste lucruri nu existau și nimeni nu credea vreodată că se vor întâmpla. Sunt lucruri pe care, sunt texte, spun, fără lipsă de modestie, pe care le-am construit eu. Ordonanța 37, am scris textul în ziua de Crăciun, 25 decembrie 2014, și e vorba de acea majorare de 75% pentru orele lucrate în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale. M-a sunat secretarul de stat, m-am venit de acasă într-o duminică, în ziua de Crăciun, domnul Coarnă, faceți textul. Am făcut textul ca să funcționeze și funcționează și acum. Mă mândresc cu lucrurile astea pentru că oamenii meritau și merită în continuare să primească o răsplată. Există un raport juridic, un raport corelativ între drepturi și obligații. Ele sunt legate prin conjuncția copulativă și creezi o obligație, îi dai un drept și invers. Nu, n-ar trebui să existe obligație fără drept și de fără obligație. În momentul în care ai creat o obligație și nu ai dat dreptul, e abuz. De la uz la abuz e un pas. Un A și un B. Și ai făcut abuzul din uz, știți? E foarte simplă poveste. E important să fim echilibrați și să înțelegem niște lucruri. Că sistemul, dacă se comportă corect cu noi, și noi suntem destresați și putem să oferim confort din punct de vedere al ordinii publice, fără niciun fel de problemă. Un om stresat, un om care are probleme acasă, la serviciu, sigur că intervine într-o speță, vine deja pregătit psihologic negativ la bancă, de capul și spune, domnule, m-am dus acolo, ce mi-a făcut ăla, ori e nebun, ori e nu știu cum, ori e... Un om care e relaxat, un om care se canalizează, dar pe aspectul profesional, sigur că și vinde mai bine profesia lui. Sigur că și conferă încredere. Sigur că, vă spun din experiență și din practică, oamenii veneau cu încredere la mine pe informații, dacă vreți. Domne, a turnat. Fals! E o teorie total falsă și răsturnată. Vă dau un exemplu de poliție de proximitate. Cum sunt conceptele? Elveția. Dumneavoastră, noi trei locuim pe stradă. Ne cunoaștem între noi. Vine o a cincea persoană care nu are legătură cu strada, e necunoscută. Eu acasă, dumneavoastră, nu. Eu sun la poliție imediat. Domnule, la strada Batiștei numărul 1, a intrat o persoană necunoscută în curte la domnul Ionescu. Ok, domnul Hagi. Domnul Hagi. Despre care știu că nu e acasă persoana respectivă. Nu e imediat acasă. Vine echipajul de poliție, îl identifică. Persoana pe care am sesizat-o eu la poliție, se constată că e frate, e rudă, e vără. Veniți dumneavoastră acasă, nu săriți la vecinul cu parul, cu toporul. Ce faci, băi, turnătorule? Mulțumesc pentru faptul că ai sunat la poliție. De ce? Pentru că putea să fie un violator, un tâlhar, un criminal. Înțelegeți cum gândesc oamenii aia logic? Ne gândim răsturnat. Da, dar aici să știți că dacă fac așa, poate să mă vedeți de poliția, că am pus pe drumuri degeaba, nu? Nu, nu se întâmplă. Haide să nu exagerăm acum. Sunt degeaba, situații în care, degeaba, vă spun eu, apropo de amenzi, la fel așa. Nu degeaba, să știți. Uite, vă dau eu, 3 de mine, apelul 112 la ora 2, noapte, accident cu 14 morți. 3 salvări și 15 mașini de poliție, ne-am plimbat ca nu știu cine toată noaptea să identificăm. Ce am identificat? Un grup de bețivi care au apelat 112, normal, i-am luat numărul din STS de acolo de la, și l-am identificat după numărul de telefon că avea abonament și l-am sancționat contravenț. Vi se pare corect?
Adică acolo plecăm de acasă la două noaptea, trei salvări cu... Da, acolo prevede legea că omul trebuie să primească o amendă și trebuie să primească. După mine ar trebui să și plătească toate cheltuielile. O sesizare care nu se confirmă, dar din alte puncte de vedere, în sensul că există acea persoană care a intrat în curte, da? Omul nu-l cunoștea cine este, știe că respectivul proprietar nu este acasă. Sunt niște elemente care se leagă între ele și îți creează o suspiciune că se poate... Să nu se supere nimeni pe mine, e vorba de educație. Deci nu vreau supărare, e vorba de educație. Noi avem o mare problemă la capitolul ăsta. O mare, mare problemă. La toate nivelurile. Nu doar, nu știu. Înțelegeți ce vă spun? Am înțeles, așa e. O să luăm o scurtă poză de publicitate, domnilor, și revenim în câteva secunde. Ne-am întors, discutăm despre poliție și despre probleme mașini cu peste 300.000 de kilometri în localitatea Agigea sau 23 august, că nu mai rețin, în 23 august, dar cred că stai în general, cred că mi-e peste 250.000, peste 250.000. Da. Mai, dacă vreți să urmăriți un infractor cu o mașină de asta, îl urmărim, dar mai încet. Da. Adică el merge eu am recomandat, mai tare și... Eu am recomandat colegilor astăzi să se protejeze. Dacă mașina nu corespunde tehnic, să nu o folosească, să facă un raport, să-l întocmească, înscris, să-l înainteze conducerii IPJ Constanța domnului mare inspector șef Dancu, da? Sau mare inspector șef, mare inspector șef, da, e un mare inspector șef. Da, sau să meargă cu viteza încet sau foarte încet, trebuie să se protejeze, pentru că aceste mașini sunt uzate atât fizic cât și moral. În opinia mea, nu mai corespund din punct de vedere tehnic și există oricând posibilitatea producerii, Doamne ferește, Doamne a unui accident rutier, da. Și atunci responsabili vor fi tot polițiștii. Pentru că domnul mare inspector șef Dancu o să trimită un mare șef de la nu știu care serviciu logistic care o să constate o mare infracțiune pe polițiști. N-au nicio vină decât să-și ia salariu și alte lucruri. Înțelegeți? Care-i vina domnului inspector Dancu acum cu mașinile sunt efectuate? Vina domnului mare inspector șef Dancu este că trebuie să întocmească un document justificativ către IGPR și IGPR-ul către mi se spune, domnule, am blocat mașinile, nu mai corespund, eu mi-asum lucrul ăsta pentru că nu vreau să pun în pericol viața și integritatea corporală a polițiștilor și a participanților la trafic. Ei nu se asumă asta că îi schimbă. Păi și nu sunt făcute astfel de cereri? Cine? Ia întrebare. Poate vine aia, stați un pic, poate vine aia polițistului care lucrează cu mașinile. N-ar trebui eu să facă prima dată hârtiuța în care să spună mașina asta mai corespunde? Vina este a noastră a tuturor. Dacă stau să o lărgim în comunicare. Vine anul ăsta tuturor. Am Eu încerc înțeles. Doar să transmit mesaje. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Da, da, e foarte important ca oamenii să fie în siguranță. Pe mine nu mă interesează cine e vinovat. Categoric. Polițiștii să fie în siguranță, să facă treabă, să ne apere. Le-am recomandat, dacă mașina nu corespunde tehnic, să nu o folosească, pentru că până la urmă și contravenție, Doamne ferește, se întâmplă ceva, va deveni infracțiune, vătămare corporală, ucidere din culpă, Doamne ferește, sau el să poată să aibă o problemă de sănătate. Dar, sigur, lucrul ăsta trebuie motivat în scris. Fac un raport pe care înainte spune, domnule, mașina asta este uzată fizic și morală, 304.000 de kilometri, este din 2006 și cu asta basta. Vă rugăm să dispuneți în consecință. Să întrebăm pe domnul Zelca. Poate s-a mai făcut să fie S-a făcut domnul Zelca sau da, să am primit, de exemplu, știu că s-a primit o hârtie să comunicăm posturile, sediile care au probleme. În fiecare început de an vine această hârtie, noi comunicăm aceleași probleme, chiar am zis colegului. Da, e copy-paste, că sunt aceleași probleme, nu s-a rezolvat nimic între timp, e aceeași problemă de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 3 ani, e aceeași problemă. Adică se analizează probabil la nivel de IGP, nu sunt bani de investiții, înțeles, nu știu da, ce. Poate, da, nu e vin. Da? Da, nu căutăm da, vinovați în aceste așa, fine. Că, da, căutăm soluții, da. Știi ce face un polițist la Constanța, cel puțin în mediul rural? Ascult. Eu dau cu mătura. Spăr scări, dau cu mătura, zugrăvesc, repar. Aveți un hobby, domnule Zelca? Sau? Avem un hobby prin lipsa femeii de serviciu. Într-un mediu curat, înțelegeți? Avem un hobby prin lipsa femeii de serviciu. Adică, păi nu avem alte variante. De-aia nu pot să merg cu mizerie. Domnul Dancu are o vină fundamentală, nu domnul Dancu, că până la urmă n-am o problemă personală. Ca toți inspectorii șef de regulă încearcă să-și păstreze funcția acolo câștigată cu grijă, cu agonizare, știu eu, pe diferite căi licite sau mai puțin licite. Dar știți cum e în viața asta? Totul e bine cât e bine. Domnule, când se întâmplă nenorocirea, priviți acum ce s-a întâmplat cu acest caz de la București, da? Dacă nu, idiotul ăsta nu făcea nenorocirea din ianuarie 2018, alea rămâneau acolo. În nelucrare, în neștiință, în ne, da? Era ok, era al nostru. Era prietenul nostru, vecinul nostru, șoferul nostru. S-a întâmplat, da? A bubuit? E o problemă de sistem? Este. Indiferent cine vrea și cum vrea, este o problemă de sistem.
pentru că am ținut-o ascunsă. Așa ținem ascunsă și această poveste cu autoturismele care sunt uzate fizic și moral, așa ținem ascuns deficitul de personal, așa ținem ascuns, dacă vreți, pistoale model 74, carpați care tragi după colț cu ele, așa ținem ascunse multe lucruri, deci ca să ne păstrăm funcția. Și când pentru se că întâmplă... cei politici, păi, deci oamenii ăștia politici sunt foarte, foarte dificili. Doamne, trebuie să-i lau și când mint. Ei când mint, tu trebuie să spui, băi, ce frumos, ai zis bine. Eu nu pot, eu sunt construit altfel. Eu i-am spus că acolo, doamna ministru Olguța, vedeți că sunteți pe lângă subiect. Mințiți cum respirați. De ce? Pentru că, uite, scrie invers aici. Păi numai dumneavoastră citiți așa. Păi eu am învățat să citesc textul. În diferența între mine și ea. Am dat doamna un exemplu. Olguța de la... Doamna ministru mare, ministru a muncii. Un om mic cu funcție mare. Da. Bun, probleme de personal ați spus și probleme de salarii, discutăm acum despre da, de ele. Dumnezeule, da. Mari problemele acestea cu deficitul de personal. Văd că se mai fac angajări din când în când. Nu, se fac, doar, se fac doar în comunicările publice. Da, eu am primit un comunicat de presă în care se spune că se fac niște angajări. De când ați primit? Nu, tot primesc comunicate. Acum nu știu să vă spun. Păi tot primesc comunicate, dar nu primim, nu primim și cadrul. Care e rezultatul? Păi nu e, suntem la faza de comunicare publică. Da? Da. Păi ați văzut, ați văzut de singurul lucru... Să știți că am mai văzut angajați din surse externe, vorbim cu domnul Zărca pe undeva pe la state, oameni care au rezistat banul. Da. Dacă pot eu să dau două cifre. Imediat. 240 pensionați, 57 angajați. Faceți balanță. În 2017. 2017. Faceți balanță. 240 pensionați. Singurul lucru pe care... 60-50 ceva. Pe care l-au transpus în practică cifre. După lupte seculare, de prin 2012 insist pe o problemă, era Stroie ministru și încercam să conving pe cei de la resurse umane, domne, avem o problemă foarte mare în politica de personal. Vom ajunge la un moment dat într-un impas de a mai lucra pentru că dumneavoastră nu analizați și nu discerneți, nu aveți un echilibru între pensionări și angajări, pentru că la un moment dat pensionările se accentuează, plecările din sistem sunt masive, iar noi nu venim cu nimic sau cu foarte puțin. Și am oferit o soluție. Avem școlile de agenți de poliție, 24 de luni. Am studiat și eu sistemele europene, în Spania, în Germania, în Franța. Diminuați-o la 6 luni, modulă de pregătire de 6 luni și eu în 24 de luni scot 4 promoții. În loc să scot 2.000, scot 4 ori 2, 8.000 de polițiști. Stați, nu-i prea puțin în 6 luni de zile. Nu-i puțin. Poți să devii polițist în 6 luni de zile? Nu, păi da, mai am tutelă de un an. Stați liniștit că nu e așa. 6 luni de zile Franța... pare... Domnule, 6 luni de zile pare puțin, nu știu. Nu cred pare că deloc ce... puțin. Nu pare deloc. Pare pentru asta puțin că i-am obit. Noi ne-am obit psihologic cu 12-24 de luni. Nu. Au rezolvat-o acum. Eu. Cu 12 luni. Avem prima promoție care a fost scoasă la 12 luni. Și cum sunt oamenii ăștia care au făcut sunt ok, sunt foarte bine. Luni. Da? Vă dau un exemplu frumos, un exemplu autentic. Da. Doi prieteni din Brașov susțin examenul la școala de poliție Câmpina, cred. Da. Da. Unul este declarat admis, altul este declarat respins. Vine un moment de practică. Cel care a fost declarat admis merge în județul Brașov în practică la un post de poliție. Cine credeți că era după 6 luni de zile după de școală? 6 luni de zile de școală. Cine credeți că lucra acolo în funcție de ajutor de șef de post, agent de poliție? Cine credeți? Colegul care fusese declarat respins. Și ăsta care a luat examen a venit în tutelă în practică la el. Înțelegeți? Că l-a fost încadrat de surse externe. Cum vi se pare? Da. E întrebare retorică. Nu, e autentic. Nu, e. Am înțeles că întrebarea autentică, întrebare e retorică. E retorică, corect că e retorică. Sigur că e retorică. Înțeles, interesant. Adică cei din surse externe au participat la un modul de 3 luni. Da. Și cu salariu. Ne spunem că 6 luni e puțin. Și cu salariu în cele 3 luni. Iar ăsta face 24 de luni pe o bursă. Ori nu pot eu... într-o situație de excepție o tratezi cu o soluție de excepție. Nu poți să mai... Adică dacă nu știi să gândești pe doamna ministru, ajutăm-le, dar nu vrea. Că știți cum e, nu știi, nu vrei, nu poți, te ajutăm, te învățăm, te obligăm. Acum n-are decât varianta să plece, că altă variantă nu mai există. Credeți și să plece. Da, este convins că varianta, pleacă. Da? Domnul, am atâta experiență, am 54 de ani imediat. Și... Știți că e susținută de domnul Dragnea. Și Ceaușescu a fost susținut. Să vă mai spun și Ceaușescu a fost susținut. Mulți au fost susținuți. Și au plecat. Știți cum e. Se fac toți o apă și un pământ. Da, important e ca sistemul să funcționeze fără probleme. Dar de ce nu înțelegem noi să facem niște lucruri corect? Pentru că noi sindicatele n-am cerut niciodată altceva decât ceea ce scrie în lege. Nu cerem decât să arătăm și să conferim siguranță publică. Când dumneavoastră mergeți pe stradă sau vă trimiteți copilul la școală, să aveți un confort emoțional corect, să știți că acel copil sau dumneavoastră sunteți în siguranță. Când mergeți într-o aglomerație, într-o piață, în trafic, să aveți
echilibru și să aveți reprezentarea psihică că sunteți protejat. Aveți... Este rolul poliției. Păi, da. E rolul poliției. Eu vă spun altfel, numai simpla prezența unui polițist într-o zonă potențial crimogenă, o zonă operativă pe care noi o numim o piață. Da? O piață. Numai simpla prezența unui polițist, fără să facă nimic, se plimbe. Știți cum? Ia uite-l pe ăla, da, se plimbă. Da, da. Foarte bine. Reduce gradul 70%. De... 70%. 70%. Au observat în mașină, să știți, când se vede o mașină de poliție în față. Ați văzut? Toată lumea semnalizează. Centurii. Lasă telefoanele. Las un polițist cu mașina care să-mi stăpânească o zonă unde am frecvent accidente rutiere. O zonă cunoscută din statistică. Da, dar și o idee foarte bună, da. Nu, dar sunt lucruri demonstrate de practică. Dar cu cine să vorbești? Doamna Carmen Dan, până deschide Dex-ul, până pricepe cuvântul. Să știți că nu prea văd polițiști pe stradă. Aș vrea să văd mai mulți. Păi de unde? Păi nu v-am explicat că nu mai avem. Îmi spunea sunt cineva 20, că acum cred atenție că mare, 25.000 de oameni. 25.000 de oameni. Sigur. Îmi spunea cineva, cred că vorbeam noi niște, că vedea razia acum câțiva ani de zile. Dumnezeule, după Revoluție, noi când, înainte de Revoluție 87-88, pe când ieșeau un schimb de agenți de ordine noaptea, s-a umplea oraș. Ieșea în razie. Să vă dau o cifră. În 2008 am plecat de la secția 2. Erau puțin peste 100. Secția 2 Constanța. Erau puțin peste 100 de oameni. Acum sunt puțin sub 50. Gândiți-vă cum a evoluat situația operativă, încărcătura pe oameni, de la 100 și ceva de inși la 40 și ceva de inși. Deci dublu și ceva, da? Avem lipsă. Da, da, da. Ce da. Faci? Da, mă gândesc și cum noi mai criticăm pe polițiști, știți așa, noi oamenii, că da, când mă gândesc la modul în care lucrează, tind să le dau dreptate, dacă lucrez de două ori mai mult. E normal să fim criticați și nici nu suntem acum, toate categoriile, dar nu suntem domnișoare, da. Și știm că e o profesie din asta care implică multă responsabilitate, e o profesie de vocație și de risc în același timp. Suntem conștienți, aveți impresia că am fost supuși unor injurii, amenințări și așa mai departe, pentru că un polițist care nu e amenințat nu e polițist. Adică să ne înțelegem. Bună, da, bună această expresie. Nu, da, așa este. Sunt probleme cu salariile sau nu sunt? Da, probleme foarte mari. La salariul din februarie vom avea între 8 și 10 mii de polițiști care practic vor pleca acasă cu un net mai mic decât în 14 ianuarie 2018, undeva între 200 și 400-500 de lei. Deci este de sumă mare. Din cauza, din ce cauză? Din cauza dispariției din legea unei instituții pe care tot noi SNPPC am născut-o, se numește acea intervenție de la domiciliu. Un minut până la final. Deficitul de personal a creat această instituție, practic angajatorul neavând bani să plătească salarii, îl țin pe domnul Zelca la domiciliu, îl anunț că am o faptă, am un omor și vine de acasă. Dar perioada în care am creat acea obligație, acel număr de ori era plătit cu o sumă. Am înțeles că domnul Zelca nu poate să bea o bere, de exemplu, categoric. Trebuie să fie pregătit. Și au scos din lege această intervenție, au scos-o și sigur... Cine, prietena noastră, doamna ministru sau cine? Două prietene, doamna ministru. Doamna Carmen Dan și doamna Olguța Vasilescu și acum, să nu fiu misogin, împreună cu domnul Solomon, mare președinte la Comisia de Muncă din Camera Deputaților. Am înțeles. Din cauza asta vor scădea salariile polițiștilor. Spuneți, da? Da, categoric. Cu toate acestea, astăzi ministerul a încercat să creeze, să ne arunce un ordin de ministru privind programul de muncă în care încerca Dibaș să strecoare permanența la domiciliu, chiar dacă știe că nu mai adăugau la lege. Ei nu înțeleg ordonanță. Că legea 24/2000, care lege privind norme de tehnică legislativă, spune legiuitorul acolo că, domne, ordinul de ministru și hotărârea lucrează în executarea legii. Nu adaugi tu la lege. Ăștia sunt atât de șmecheri proști, că șmecherii de două feluri, deștept și proști, încât încearcă să-mi introducă într-un ordin de ministru o reglementare care trebuia făcută în lege organică sau ordonanță de urgență. Au impresia că noi ne jucăm aici de a legislația. Să citească, le-am recomandat mereu, puneți mâna pe carte, că e simplu, o deschideți. I-am dat unuia o carte și a zis, domnule, zice, scrie mic și n-are nici poze. Da. Mulțumesc frumos, am putea discuta, cred că ore întregi despre aceste probleme. O să mai tenim noi cu domnul Zelca, da, să vedem care vor fi acțiunile viitoare. Mulțumesc mult cu pentru prezența în emisiunea, domnule Coarnă, și dumneavoastră la fel și dumneavoastră că v-ați uitat. Să avem cu toții sări liniștite, rămâneți cu bine.